Astăzi a fost anunțat bilanțul cu cel mai mic număr de buzoieni care s-au vaccinat cu prima doză într-o singură zi. Ieri la centrele amenajate în județ au fost prezente 323 de persoane care au primit serul anticovid. De altfel, de aproape o lună se constată o scădere a intenției de vaccinare în județul nostru. Da, din păcate prezentarea la centre nu mai este cea pe care am întâlnit-o odată și care ne promitea mai mult. Am discutat și problema asta, nu știu ce a determinat populația să renunțe atât de ușor la ideea de vaccinare. Să sperăm că se va reveni asupra acestui aspect și cu ajutorul tuturor vom mai crește rata acolo unde vedem că ea chiar șchioapătă rău. Mă refer la OAT-urile de pe teritoriul județului. În centrele noastre de vaccinare nici aici nu mai e așa o mare presiune, dar este loc întotdeauna pentru mai bine. Autoritățile buzoiene au pregătit și condițiile necesare pentru vaccinarea copiilor sub 12 ani. Apelul public al medicilor epidemiologi este în continuare clar. Doar vaccinarea este soluția pentru a face față unei pandemii. Noi așteptăm pe toată lumea, indiferent de vârstă, ne-am chinuit să facem și circuit pentru copilul 5-12 ani la cele două centre de vaccinare din Buzău și la Râmnicu Sărat. Când se va da startul pentru această etapă, suntem deja pregătiți și dotați. Toți colegii mei așteaptă și îndeamnă populația pe toate căile să vină totuși la vaccinare ca fiind totuși unica soluție care elimină riscul formelor grave de boală și îți permite în foarte multe situații să stai în izolare doar în domiciliu 14 zile. Aproape 95.000 de buzoieni se află la a doua doză administrată, iar alți peste 23.000 s-au prezentat deja pentru booster. De asemenea, peste 130.000 de persoane din Buzău s-au vaccinat cu cel puțin o doză. În acest context, acoperirea vaccinală la nivelul populației eligibile din județ este de sub 40%.